Bună seara, doamnelor, domnișoarelor și domnilor. Începem săptămâna cu construcții. Trebuie să știm exact când construim, care sunt avantajele, care sunt dezavantajele și mai ales ce cărări trebuie să urmăm. Pentru că nu e chiar atât de simplu. Doamna arhitect Ruxandra Bersan, șef serviciu coordonare și control, Inspectoratul Regional în Construcții Centru. Sărbuna, bine ați venit! Bine v-am găsit! Deja avem centru, adică regiunea centru există din punctul de vedere al Inspectoratului în Construcții. Da, Inspectoratul în Construcții este organizat pe sistemul regiunilor de dezvoltare. Și avem inspectorate regionale în construcții și avem inspectorate județene în componența acestora. Perfect. În sfârșit se face undeva regionalizare. Cred că s-a mai făcut și la ANAF, dar nu sunt foarte sigur. Cred că și acolo sunt pe regiune. Începem cu calitatea construcțiilor care se fac acum în Brașov. Că oamenii trebuie să fie în temă apropo de ceea ce se construiește și ceea ce la un moment dat vor ajunge să cumpere, dacă au destui bani. Calitatea construcțiilor care se execută astăzi în Brașov, după părerea mea, decurge din modul în care se respectă reglementările tehnice în vigoare. Pe tot parcursul, începând cu faza de proiectare, autorizare, executare a lucrărilor de construcții. Potrivit prevederilor legislației specifice domeniului construcției, și mă refer aici la legea, în principal la legea 50, pe care toată lumea o cunoaște, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, și legea 10 privind calitatea construcțiilor, obligațiile pentru menținerea unor construcții de calitate pe întreaga durată de existență a acestora revin tuturor factorilor implicați. Asta înseamnă de la proprietar, la investitor, la cel care autorizează, cel care execută, cel care controlează. Inspectoratul de stat în construcții, în exercitarea funcției de autoritate de control și inspecție, efectuează în principal control de stat cu privire la respectarea dispozițiilor legale privind calitatea în construcții, așa cum am spus, în toate etapele, și cu privire la supravegherea pieței produselor pentru construcții, la producători, utilizatori, distribuitori și cam întreaga paletă de factori care sunt implicați până la urmă, da, în acest proces de construire. Mă gândeam acum la calitatea materialelor cu care se construiește. Suntem în 2016 și probabil că nici constructorii nu-și mai permit să facă rabat de la calitate. Proprietarii, investitorii, mă rog, aici discuția e mai lungă, dar constructorul în general, atunci când își asumă o astfel de fază de lucrări, omul respectiv trebuie să fie conștient că dacă nu folosește materiale corespunzătoare, riscul este foarte mare. Da, aveți perfectă dreptate și acțiunile inspectoratului merg în această direcție. Există control specific acestui sector de supraveghere a pieței produselor pentru construcții și, așa cum am spus, încercăm să intervenim și la producători și la distribuitori și să ajungem să facem acea protecție și a utilizatorului, prin faptul că îi punem în vedere să respecte reglementările legale, astfel încât el să fie sigur că prin folosirea materialelor nu afectează formă, corect, construcția. Sunt șantiere, auzeam o discuție apropo de faptul că sunt șantiere pe care se lucrează și când plouă și când sunt temperaturi scăzute, mă gândesc că există și niște termene de livrare care trebuie să fie respectate. Lucrurile astea nu afectează calitatea construcției? Constructorii trebuie să respecte în principal proiectul și în același timp, împreună cu proiectul, ei primesc planurile de asigurare a calității și își fac propriile planuri de asigurare a calității care pot prevedea exact ceea ce spuneați dumneavoastră, ce se întâmplă în momentul în care temperaturile scad, ce se întâmplă în momentul în care vremea este umedă. Soluții există. Da. Și
Mi-aduc eu aminte că exista o soluție la care făceam apel atunci când trebuia să-mi fac un gard. Nu mai știu cum se numește în momentul de față, dar era o substanță pe care o puneai în beton și putea să ningă, putea să plouă. Betonul ăla avea o rezistență incredibilă la apă, la tot ce însemna factor din ăsta, apă, condens, ploaie, nin, soare și așa mai departe. Și probabil că există soluții, că iarăși suntem în 2016. Soluție există, depinde de proiectantul care conduce acele lucrări, depinde de executant, tot așa să respecte prevederile legale. Suntem în secolul 21. Sunteți cu ochii pe ei, nu? Stai, și dincolo de toate sunteți. Există și reglementări, există inclusiv standarde armonizate cu cele din Uniunea Europeană. Suntem în Uniunea Europeană, deci trebuie să construim european. La fel cum se construiește la Paris, de exemplu. Nu? Trebuie să fim și noi așa. Mă gândeam acum la amenajările interioare, nu la blocurile nou construite. Că în general, când îți cumperi o casă nouă, te uiți, discuți acolo cu proiectantul, cu constructorul. În general, lucrurile sunt clare. Dacă ți-ai luat o locuință la bloc, într-un bloc vechi, stai și te uiți așa trist cum a construit Partidul Comunist cât mai puțin spațiu, cât mai așa. Și te mai gândești, mai spargi zidul de la bucătărie, o faci deschisă, în felul ăsta crește un pic volumul în zona hall, bucătărie. Te gândești la tot felul de lucruri. Eu personal vă zic sincer că am trecut prin asta și știu cum e. Care mai e situația acum cu avize și lucruri pe care trebuie să le obții până la urmă? Pentru că dai cu târnăcopul sau cu picamăr, pe lângă faptul că deranjezi vecinii, poate dărâmi jumătate din bloc. Dacă ai ghinion. Dacă ai ghinion. Sau dacă nu respecti prevederile legale. Corect. Prevederile legale trebuie respectate. Prevederile legale duc în primul rând la autorizația de construire necesară în astfel de cazuri. Acea autorizație de construire se obține în baza unui proiect întocmit ca urmare a unei expertize tehnice privind stabilitatea și rezistența. Deci, în acest caz, pornim de la o expertiză tehnică, un proiect întocmit de proiectant autorizat. Intervine factorul administrației publice locale care autorizează acele intervenții. Intervenim noi înainte de autoritatea publică locală prin emiterea acordului de intervenție. De mod logic, lucrurile ar trebui să fie clare până la momentul ăsta, deci cu toate avizele astea apropo de intervenție. Treaba este că uneori oamenii mai au cu de la ei putere niște decizii. Băi, casa mea, fac ce vreau, las că mai vedem, las că mai vorbim. Dacă se înțeleg și bine cu vecinii, nu-i reclamă nimeni și atunci se poate întâmpla și o nenorocire, mă gândesc. Da. De principiu. Și aici, din păcate, se întâmplă și așa. Totuși, oamenii ar trebui să cunoască, în primul rând, că acele etape preliminare începerii lucrărilor sunt foarte importante. Primul lucru pe care expertul trebuie să-l identifice este dacă intervențiile afectează sau nu structura de rezistență. Și mă refer aici inclusiv la acele schimbări de destinație care aparent nu afectează elementele structurale, dar care prin modificările pe care le aduc, modificări pe care le aduc încărcărilor peste planșeu, pot afecta. Deci singurul care se poate pronunța avizat asupra acestor influența este expertul tehnic care întocmește expertiza. Ulterior intervine proiectantul care proiectează lucrările de intervenție. Acele lucrări de intervenție, proiectul la rândul lui va fi și acesta verificat de un verificator de proiect atestat, altul decât expertul. Și cu acel proiect investitorul se prezintă la Inspectoratul Județean în Construcții solicitând un acord pentru acele intervenții. Deci lucrurile par puțin complicate. Grija este de a respecta aceste etape
pentru că în acest fel putem pe parcurs să vedem dacă acele intervenții nu aduc influențe negative asupra întregii structuri a blocului, cum ați spus. Da, se fac intervenții, oamenii vor să aibă, să-și modifice până la urmă apartamentele astea comunite pe care le știm cu toții și chiar sunt convins că nu e până la urmă un lucru rău, cu cât trăiești într-un loc mai frumos, cu atât viața ta este mai frumoasă. Pe de altă parte, iarăși e o regulă din democrație, dacă tot avem dreptul, pe vremea lui Ceaușescu nu prea aveam dreptul să spargem, mai spărgeam cât un balcon, mai nu știu ce, dar mai răruț așa. Dar acum în democrație avem tot felul de drepturi, însă avem și obligații. Respectarea legii ar fi una dintre ele, dar cea de-a doua este și faptul că nu trebuie să uităm că trăim totuși într-o comunitate, într-o clădire, într-un condomeniu pe care putem să-l afectăm cu intervenția noastră. Și oamenii aia de deasupra, de dedesubt, de stânga și din dreapta, n-au nicio vină. Nici la zgomot și nici la ce se poate întâmpla. Legea prevede foarte clar și stabilește obligațiile proprietarilor, atât legea 10 privind calitatea în construcții, cât și legea 230 din 2007 privind asociațiile de proprietari, unde sunt stabilite obligațiile președintelui asociației, al comitetului executiv, al adunării generale, privind măsurile ce trebuie luate pentru asigurarea rezistenței și stabilității condominiului. Pentru că nu suntem singuri, deci suntem într-un condominiu, trebuie să ne preocupe și siguranța celorlalți, nu numai a noastră. Pentru că atunci când se întâmplă ceva, Doamne ferește, se întâmplă tot felul de lucruri la bloc, că le vedem la știre de la ora 5, ne speriem, mai bubuie câte o butelie, mai întâmplă câte o nenorocire, o acumulare de gaz și așa mai departe. În momentul în care structura este afectată, chiar dacă noi, mă, că n-are ce să se întâmple, asta e principiul românesc, lasă-o mă că merge așa, în momentul în care se întâmplă o nenorocire, nu vreau să mă gândesc la un cutremur sau alte lucruri mult mai dure, abia atunci conștientizăm că poate n-a fost bine ce am făcut și că poate mai bine am fi luat o părere de la un expert, de la inspectoratul în construcții și așa mai departe, înainte să facem o astfel de prostie, pentru că s-ar putea să plătim mult mai mult decât am plătit ca să dăm jos un perete sau un strut de rezistență, care am zis noi, lasă-mă că nu se întâmplă nimic, nu poate să mi se întâmple mie absolut nimic. Dincolo de toate, mai e și ideea asta că decât să te apuci să spargi prin casă, mai bine să cumperi o casă nouă. Prin blocurile astea pe care au mai rămas doar oameni bătrâni. Perfect de acord. Perfect de acord, nu? Ce recomandă inspectoratul în astfel de cazuri, apropo de oamenii care chiar vor să-și modifice cu tot din adinsul casa? Să apeleze la un proiectant autorizat. Acesta să ia legătura cu un expert. Și dacă lucrurile sunt controlate de la început până la sfârșit, lucrurile n-ar trebui să avem vreo teamă că are o influență negativă asupra construcției în sine. Deci să renunțăm la modul românesc după ureche, cam asta ne recomandați. Măcar în ceea ce privește intervențiile într-o clădire existentă, mai ales într-o clădire în care sunt atâția proprietari, aș aminti sau aș sublinia mai ales trimiterea la legea 230. Deci, președinții asociațiilor de proprietari trebuie să citească cu atenție ce le impune legea ca președinți de asociație, ce trebuie ei să facă, cum trebuie să facă, să popularizeze aceste prevederi, pentru că acolo eu zic că vor găsi cu siguranță și ceea ce trebuie să, cum trebuie să procedeze în aceste cazuri de intervenții. Da, și de intervenții. Și de intervenții, da. Mă gândeam acum, ce facem noi dacă stăm la bloc? Da, era o întrebare veche. Ce facem noi dacă stăm la bloc și auzim că un vecin mai dă o gaură, mai nu știu ce, mergem, batem la ușă și dăm bună ziua, vecin, arată-mi și mie autorizația, că să știu și eu ce modifici aici. Adică este cazul să ne implicăm sau lăsăm totul pe seama autorităților, șefului de scară, administratorului, o fi citit legea aia, n-o fi citit-o, greu de zis. Prima implicare trebuie să fie a președintelui asociației de proprietari. Deci primul semnal trebuie să-l tragem către acest președinte de asociație. Acesta, la rândul lui,
Sigur, se poate adresa, părerea mea, întâi autorității publice locale. Să întrebe dacă nu are cunoștință de emiterea autorizației. Certificat și așa mai departe. Da, bine, dacă e șeful de asociație cel care dă găuri prin pereți, s-ar putea să avem o surpriză. Da, mergem mai departe. În cazul în care stăm într-un bloc de ăsta mai vechi și ne e frică de tot felul de lucruri, cei care stau în blocuri vechi știu despre ce vorbesc, ne putem duce la inspectorat, de exemplu, sau putem să venim la inspectorat, de exemplu, și să cerem o expertizare a clădirii, să uite, mie mi-e frică în caz de cutremur să nu cadă hardughia asta cu tot cu mine și cu tot neamul meu de aici. Inspectoratul, prin atribuțiile pe care le are stabilite prin lege, nu face expertiză. Dar poate să ne îndrume, mă gândesc. Da, vă poate îndruma către lista de experți tehnici, o listă care se află și pe site-ul nostru și pe site-ul Ministerului Dezvoltării și Administrației Publice. Și acolo găsim un om care chiar vine și face lucrul ăsta. Da, care poate să vină și să facă acea evaluare tehnică de care aveți și nevoie. Evaluarea clădirii în care locuim. Se discută foarte mult, că nu întâmplător v-am întrebat, se discută foarte, foarte mult pe tema asta cu tremure, toți oamenii văd catastrofe și așa mai departe. Mai vedem, cum vă spuneam mai devreme, și de exploziile aia, mai lasă unul câte o butelie, câte un gaz deschis, câte nu știu ce, mai intră și aprinde și lumina ca să fie sigur că le-a lăsat deschise. Și se poate întâmpla o nenorocire. Dar nenorocirea numărul 1 este cea care se întâmplă atunci, trece, se rezolvă într-un fel sau altul, însă din acel moment mie mi se pare că acea clădire este vulnerabilă, este expusă în urma unui șoc de genul ăsta. De fiecare dată când am intervenit alături de cei de la Inspectoratul pentru Situații de Urgență sau după ce dânșii au eliminat pericolul acela iminent, am dispus expertizare. Proprietarul este în măsură să facă acea expertiză, este obligat să facă acea expertiză și să ia măsurile impuse de expert. În cazul în care, să spunem, există o problemă, sunt proprietari foarte săraci sau care nu-și pot permite, eu zic că s-a intervenit de fiecare dată și către administrația publică locală, care a avut în vedere acest lucru. Pârghile necesare a să avut acopere. Și pârghile necesare corect. Să acopere și să elimine pericolul iminent. Da, pentru că în urma unui șoc de ăsta, gen explozie de gaze și așa mai departe, poate chiar și incendii, cu siguranță clădirea respectivă nu mai este la fel de sigură cum era înainte de producerea unui astfel de eveniment. Oamenii, pe de altă parte, așa cum îi știm noi pe români, sunt delăsători. Și ne întoarcem iar la lasă-mă că merge așa. Hai, s-a stins incendiul, a fost tot în regulă. Ăla cu butelia de la etajul 3, totul e în regulă, acum și-a pus înapoi termopanele. Dar eu nu cred că se rezumă la asta. Expertul dă și soluții de primă urgență pentru eliminarea oricărui pericol, după care vin concluziile expertizei și vom ajunge să trebuiască să impunem să se respecte legea, impunând să se și execute propunerile din expertiză. Este... Pare mai complicat, dar în practică lumea după un șoc de acest gen brusc se trezește. Da, bine, acum România este mai chiar conștientă. Da, e țara cu exemplu cel mai bun. Intervin da. Și asociațiile de locatari și, bineînțeles, există și sistemul de asigurări.
Da, asta în cazul în care se ajunge la consolidări și așa mai departe ale clădirilor afectate Da. de, să zicem, o explozie, un lucru de genul ăsta, pentru că nu putem să trăim, eu nu știu, n-aș putea să trăiesc într-o clădire de genul ăsta și să nu fac nimic, așa stau cu mâinile în sân, să aștept să vină cineva să fac. Dar, mă rog, mergem la alte tipuri de clădiri în continuarea discuției noastre, clădirile lăsate efectiv în paragină și avem niște exemple de curând, din trecutul imediat. Este vorba despre clădiri care se prăbușesc, clădiri de care nu mai are nimeni grijă, nici măcar grija aia simplă să raporteze, oameni buni, clădirea asta are o fisură, de nu mai avem ce să-i facem. Nici măcar atâta nu se întâmplă, pentru că sunt oameni care, sau mă rog, sunt clădiri pe unde nu mai trece niciun om cu ani. Și asta e o situație. Brașov este un oraș încărcat de istorie. Dacă vorbim de clădiri lăsate în paragină, vorbim în primul rând de clădirile monument lăsate în paragină. Din păcate, la acest capitol, lipsa fondurilor necesare unor lucrări de consolidare își spune categoric cuvântul. Inspectoratul de stat în construcții, conform atribuțiilor conferite de lege, așa cum am spus, exercită în primul rând control de stat în toate domeniile, inclusiv asupra clădirilor monument istoric. Aducerea monumentelor în stare de siguranță prin consolidare este de maximă importanță și presupune de asemenea un efort considerabil, un fond considerabil de investiții. Neintervenția conduce la accentuarea degradărilor, cum ați spus și dumneavoastră, și la apariția accidentelor tehnice, cele mai Dur. Da, nefavorabile. dure. În cel mai nefavorabil caz se ajunge chiar la prăbușirea. S-a întâmplat acum, s-a întâmplat chiar de curând Da, să se da. prăbușească La turla acest lucru unei mă și biserici, da. gândeam, s-a întâmplat. Noroc că n-a fost nimeni pe acolo, iarăși. Suntem și norocoși, pe lângă toate delăsările astea românești, suntem norocoși, măcar. Mi-e greu să spunem de lăsare. Poate că uneori s-a vrut, dar nu s-a avut Cu ce? cu ce. Da. Simplu și eficient. N-am avut cu ce. Da. Avem foarte multe. Ați spus foarte frumos că Brașov este un oraș încărcat de istorie, încărcat, iarăși, poate cu ghilimele, să zicem, de clădiri istorice, clădiri în care locuiesc oameni în vârstă de care ați pomenit la un moment dat și care nu au posibilități financiare. Și eu aici cred că există o mică lacună, un mic vid legislativ în ceea ce privește aceste clădiri și puterea pe care o au autoritățile locale să intervină asupra unor astfel de clădiri. Că eu, municipalitatea, sunt convins că are bani să intervină, dar din păcate nu există cadrul legislativ și atunci prea poți să cheltui banii aia. Eu spun că din ceea ce cunosc eu există cadrul legislativ, dar primăriile și ele la rândul lor au puțini bani și se concentrează pe anumite linii de intervenție. Ca să intervii pe toate construcțiile este foarte dificil. Ca să intervii în anumite construcții care sunt reprezentative, poate că este mai ușor, chiar dacă acelea sunt în proprietate privată. E adevărat că trebuie să existe o colaborare între proprietar și primărie, trebuie să existe o solicitare a proprietarului către primărie. Aș face o trimitere în partea de legislație a monumentelor istorice, legea 422, atribuțiile Direcției Județene pentru Cultură. Deci nu este neapărat apanajul nostru, dar ca și cadrul legislativ acesta există și se poate apela la ajutorul primăriilor, ale autorităților publice locale, cu condiția că aceste autorități publice locale să și aibă fondurile necesare pentru astfel de intervenții. Eu cred, nu știu, acum nu vreau să vorbesc despre alte localități, dar cred că municipiul Brașov are respectivii bani sau ar avea. Acum nu știu care este drumul de urmat, pentru că, așa cum spuneam, sunt case
zona asta Mureșenilor, Piața Sfatului, Republicii, Case Vechi, se mai despide câte o bucată de fațadă. M-am mai căzut și de la prefectură câte o bucată de fațadă. Dacă nici prefectura n-are un cadru legislativ, nu știu cine ar mai avea. Mă rog, primăria și Consiliul, prefectura și Consiliul Județean, că ei sunt acolo. Și mi se pare că lucrurile astea, chiar dacă poate pe moment trec așa, a căzut o fațadă, l-a rănit pe vreun pieton și a mers mai departe. Dar eu cred că aici ar trebui să se facă ceva, pentru că până la urmă nu suntem un oraș de blocuri, suntem un oraș care are și clădiri istorice și clădiri care ar merita unele monumente, altele nu, dar ar merita un pic de atenție. Nu vă din puteți, vă da, spun, nu vă lasă mea cadrul, este, da. Da, părerea mea este că primăria încearcă și a încercat, sunt exemple pozitive în acest sens, în care primăria s-a implicat atunci când a găsit și înțelegere din partea proprietarului. Asta e marea problemă, de fapt. Da. Este nevoie de puțină inventivitate și în domeniul ăsta. Poate, sau mai multă implicare, că și proprietarul ar trebui să înțeleagă că, da, ok, poate cineva vine și îi dă niște bani sau îl ajută financiar, dar trebuie să se implice și el așa, doar să stai acolo și să beneficiezi de niște bani care, mă rog, vin de la noi toți. Ne dorim să avem un oraș frumos, sunt convins că toată lumea își dorește lucrul ăsta, nu? Dar asta se face un pic mai greu și dacă nu ne implicăm, cu siguranță departe nu o să ajungem, asta este clar. Și o să se dărâme astăzi un ornament, mâine un ornament, poimine o să cadă o fațadă, răs poimine se va prăbuși o clădire în interior, că deja s-au întâmplat lucrurile astea și o să reconstruim niște blocuri și în Piața Sfatului până la urmă, dacă... Eu cred că nu se va ajunge chiar aici. Sunt pesimist, doamnă, sunt pesimist. În momentul posibil, ăsta. Dar revin, este în primul rând zona de atribuție a Ministerului Culturii și Cultelor și a Direcțiilor Județene pentru Cultură și Patrimoniu. Care au și experților. Sau ar putea să-i contacteze. Da, care ar putea să îndrume către experții atestați, pentru că în acest domeniu vorbim de experți atestați și de Ministerul Culturii și Cultelor, nu numai acei experți obișnuiți pentru lucrările de care ați amintit la blocuri, în toți specialiștii care lucrează pe consolidări la monumente trebuie să fie atestați și de Ministerul Culturii și Cultelor, deci în partea de îndrumare eu aș le-aș recomanda să se adreseze Direcției Județene pentru Cultură și Patrimoniu, care va fi în măsură să ofere toate informațiile necesare în acest domeniu. Ceea ce putem noi să facem prin inspecțiile pe care le facem este să intervenim pentru a evita pericolele iminente. Cum ați spus, să nu cadă bucăți de fațadă pe domeniul public, să nu se întâmple prăbușiri în clădiri care în interior, da, au fluxuri de persoane și în interior. Deci, în aceste mici spații, așa, cu ghilimele, am putea, da, să intervenim și intervenim de câte ori este necesar. Tot așa, prin inspecțiile pe care le facem și prin măsurile pe care le dispunem, măsuri care coordonează puțin proprietarul, să spunem, îi se impune, e adevărat, dar îi se arată și calea legală de urmat, în așa fel încât lucrurile să ajungă unde dorim, deci să nu existe pericol iminent de prăbușire sau de afectarea domeniului public. Afectarea domeniului public care
sigur este patrulat de noi. Adică noi patrulăm pe acolo, pe sub vreo clădire, căscă în gura, asta în cazul bun, căscă în gura către un armament care se desprinde și cade și ne ferim. Dar dacă nu ne uităm, că noi nu știu de ce brașovenii avem tendința să nu ne mai uităm deloc la clădirile astea. Avem niște clădiri foarte frumoase pe Republicii, pe Mureșenilor, în Piața Sfatului, în Piața Unirii. Sunt niște, au niște clădiri cu niște ornamente superbe. Stăm gură cască de-a lungul și de-a lațul Europei și ne uităm la tot felul de clădiri din astea istorice și ne minunăm, dar le avem aici la doi pași și parcă nici nu le mai vedem, din păcate. Din păcate nu se văd nici anumite atenționări care sunt. Nu ne uităm la semne. Nu ne uităm la semne și unii proprietari, neavând fonduri să finalizeze niște lucrări de intervenție mai serioase, măcar au pus acea atenționare că ar putea să cadă tencuiala. Asta cu... Da, mi-aduce aminte de Dorel, așa, Dorel la modul generic și el dacă n-are bani sau nu îl interesează să își refacă casa, pune acolo o tăbliță. Atenție, cad pietre, cade țigla. Asta cu cade țigla am văzut cea mai... Este importantă și această atenționare. Pentru liniștea lui, ce doamne, am pus aia și... Da, pe de altă parte vreau să amintesc că toate intervențiile la monumente se fac după obținerea autorizației de construire. Înainte suntem pe tărâmul infracțiunii. De aceea, chiar dacă pentru unele lucrări de intervenție, cum ar fi reparații, împrejmuiri, acoperișuri, învelitori, terase... La construcțiile obișnuite nu este necesară obținerea autorizației de construire. Pentru monumente și la aceste lucrări este necesară obținerea autorizației. Deci oamenii trebuie să se adreseze în primul rând autorității locale pentru certificat de urbanism și să urmeze întreaga procedură legală, așa cum am vorbit inițial la intervențiile pe construcții. Da, legal versus bani versus implicare și versus poporul român la capitolul ăsta am eu o mică problemă, așa că dacă lași pe român să facă, așa cum vă ziceam, s-ar putea să ne trezim cu niște țigle albastre pe niște clădiri prin Piața Sfatului, să ne minunăm de ele 10 ani de acum încolo. Mulțumim frumos pentru participarea la emisiune și pentru lumina așa pe care ați mai aruncat-o asupra unor probleme. Ideea care rămâne în urma emisiunii este destul de clar, oameni buni. Este bine să ne ducem să ne luăm toate avizele, este bine să fim mai implicați un pic și să arătăm mai mult respect. O dată pentru clădiri istorice în care locuim, altă dată pentru vecinii care locuiesc cu noi în bloc, altă dată pentru vecinii care locuiesc undeva în preajma noastră, dar cel mai mult să arătăm un pic mai mult respect legii. O seară plăcută tuturor, rămâneți alături de RTT!